Un autoturism condus de un bărbat din Drobeta, Turnu Severin, a lovit o femeie cu vârsta de 88 de ani în timp ce efectua manevra de mers înapoi. Bătrâna traversa regulamentar strada în momentul impactului. Accidentul s-a produs pe strada Mareșala Verescu la intersecția cu strada Rahovei. Un bărbat de 45 de ani din Drobeta, Turnu Severin, a condus autoturismul pe strada Mareșala Verescu la intersecția cu strada Rahovei, efectuând manevra de mers înapoi, fără să se asigure, accidentat o femeie cu vârsta de 88 de ani. Aceasta traversa regulamentar strada. Un bărbat de 45 de ani din municipiul Drobeta, Turnu Severin, în timp ce conducea un autoturism pe strada Mareșala Verescu, la intersecția cu strada Rahovei, nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea manevrei de mers înapoi și a acroșat un pieton, o femeie în vârstă de 88 de ani, din aceeași localitate, care s-a angajat în traversarea regulamentară a străzii. În urma impactului a rezultat rănirea pietonului, care a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngriji medicale. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.